Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat astăzi două percheziții domiciliare într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și uz de fals. Din cercetări a rezultat că un bărbat ar fi trimis prin intermediul unor grupuri de socializare către mai multe persoane cazuri ale unor copii bolnavi care ar fi necesitat tratament și operații în străinătate și ar fi pus la dispoziție conturi bancare pentru obținerea donațiilor. Acesta ar fi anexat la mesaje și adeverințe medicale ce ar fi fost false. Prejudiciul stabilit în cauză este de aproximativ 28.000 de euro. Trei persoane au fost conduse la cercetări. De asemenea, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun.